Salut băieți și bine v-am găsit la un episod pe server, drumul România Harold Play, suntem alături aici de Lingurar. Un episod super blan, un episod în care a fost totul chiar că random. M-am bucurat de surprizele pe care mi le-a făcut toată lumea aici și BBMS care au venit și m-au ajutat. Chiar m-am distrat foarte mult și am zis să postez și eu episodul ăsta. Chiar dacă toată pare așa, dar a fost totuși cununia mea, vreau să fie un episod așa mai special. Ideea e că o să urmeze duminica viitoare, asta înseamnă data de 30, nunta oficială. Acolo o să fiu puțin mai implicat, o să se organizeze mult mai mult și o să iese ceva super, super șmecher. Și nu, acum totul ține de voi să mă ajutați pe mine să și voi pe un buton de like, un subscribe și un share, că mă ajută foarte mult. Share-ul ăla mă ajută extrem de mult. Hai să vedem câte persoane, câte lume mă poate ajuta și pe mine să distribui clipul ăsta. E un clip mai special așa pentru mine și vreau să văd cum sunteți voi. Pa, pa, toți, pa, pa, pa. Și vizualizare plăcută. Înspre altar, unde o să oficializeze slujba, cum s-ar zice așa. Trebuie să dăm de domnul Warof, care nu știu dacă răspunde domnul Warof. Așa. Mai de felul următor, o să plecăm de aici înspre altar. Aici ne-am strâns momentan. Mi-a zis domnul Bebe, poți să vii puțin mai aproape? Da, sigur. Ah, ok, bun, perfect. Nu, că zic că tu să mergi cu ei, că ai mai mulți prieteni și atunci o să că să mergem spre altar. O să că să ne luăm după prima mașină, cel mai probabil, nu? Și o să mergem toți acolo să ne organizăm. Să nu spuneți că e domnul Iuli. Da, domnul Iuli este. Aoleo, domnul Iuli, s-a trăit domnul Iuli. S-a trăit, s-a trăit. Mamă, nu m-am mai văzut de când era mic. Vine, vine la invitații speciale, apare. Păi auzi, finule? Da. Am dat un și să-și dragă vocea. Deci mergem spre altar, nu? Da. Când ne-i plecat? Acum? Da, acum am putea să putem pleca, care nu? Este mașina, dar vedem noi, ne luăm și noi după cineva. Da, găsim. Păi, cred că mergeți pe Lamborghini-ul ăla din față de acolo. Am trimis okay. Ceva băieți acolo la locație. Perfect atunci. Să fie bine. No, bun, 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 perfect. Nu. No. Atunci am plecat la mașini și așteptam. Ok, ok. Hai să mergem toată lumea. Haideți la mașini. Hai să mergem. Hai să mergem. Da. Stai în parte, mă libereze. Ok. Gata, sor meu. Noi Denis, sunt din mașină. Da. E bine. Nu, ne găsim la mașină, la mine. Așteptai. Ia-l pe sus. Ia-l pe sus. Dar voi cu ce mașină vă duceți? Mai bine și mergem cu cineva, nu știu. Ok. Urcați la mine, hai. Ideea e să mergem în prima mașină, să așa. Da, aia roșie, uite, vă în fapt acolo. Aia roșie, ha. Hai, hai, vreau un pat. Haideți, haideți. În care e roșie de acolo, de la... Prima, prima da, roșie. Da, mi-e și taică, mi-e și maică mea. Bine, toată lumea. Stai mă un pic, stai de unde mă lăsați. Stai așa, că rezolvăm imediat. Aici este plină mașina. Da, da sunt eu cu boxii. Trebuie să facem un roz de un... La ok. BMW roșu. Hai da brea, Isabel. Mă fii atent. Leo, fă-mi rost, te rog, de o mașină și să mi aduce aici dacă se poate. Să trăiți. Și dacă ce zic, nu? Bună, taică miu. Ca să ca să de Petru. Să dau un telefon acum. Da. Scuze de întârziere. Că am uitat să vin cu mașina și eu și nu. Bine că ai venit. M-a avut treabă. Să trăiți tata socru. Eu nu vreau să mă gândesc și o să fie la nuntă dacă acum avem atât. Nu. Deci poate să cu bătaie și cu dintre astea. Tu vezi că sunt. Bă, nu știu să zic. Știu că sunt. Nu știu, dar s-ar putea să Leo! Stai așa, după să vorbesc cu Leo. Când să știi locația, nu știu locația, hai că... Sunt prea multe mașini. Păi și acum unde mergeți? Mă, dar și ce e nașpa, că din cauza că suntem prea mulți, nu vă văd cum trebuie. Pe tine nu te văd cum ar trebui. Gata, da, multe gata. Fii atent. A fost la comandă. A doua. Ok. Prima, prima. Prima, prima. Unde este... Iuli, Iuli, Iuli. Mamă,
Mamă! Stai să-mi pun și eu centura, că spune, spune, aici. Spune, spune. Stai așa să ne pune și noi pe hartă, să nu bată tata. Stai că nu dispare centura asta. Mă, nu mai dispare odată centura. Hai că mergem încet, oricum trebuie să mergem încet. Ok. Centura teoretic am pus-o, dar mergem încet. Nu mă așteptam, mă înțelegi? Nici eu nu mă așteptam, pentru că foarte mult. Și asta ești nici jumate din ce o să avem la nuntă. Am înțeles. Mai sper că e oricum, e super frumos gestul ăsta că a venit. Da, 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 da. Le mulțumesc la tuturor pentru ocazia asta. Eu am dat, când am văzut că vine lumea, n-am mai zis la discuție și am punit treaba, cum s-ar zice așa. Doamne, dar nu mai pot am emoții, că sunt prea mulți, mi s-a văzut ceva greșit. Uite aici. Mă, chisă că mi-o să încap pe toți, da. Să-și lase mașinile pe stradă ceva. Ha. Las, cu se intre mulți aici. Ce care e ideea că nu o să încapă toți. Știu, știu, știu. Da, de prea avem loc, da. Bă, să stea cineva la poartă. Da, să stai că stai, să stai câțiva la poartă. Bună, așa. Uite, Domnul Iulie Iisus în partea aia a fugit. Mă, băieți, e foarte multă lume și o să stai să puțin să mă organizez cu oamenii. Mai rău să așa afară. Aia e ideea. Ia. Așa. Domnule Lincoln, cum e? Bună ziua. E bine cu cartea, stai că nu știu unde tai. O să mai vine și domnul. Deschide ușa creștine. Azi văd că supărat că mi-a rupt pantaloni. Medi, ești bine? Nu mă trecează. Medi. Văd că s-a rupt în genunchi, am căzut. Medi. Asta și-a stricat și de pantofi și ăștia pantofi într-o seară. Medi? O să-ți zic să-mi temă, băi, să-mi... Dar nu m-am văzut. Dar băi, cu ce-ați venit? Doamna Medi. Ferrari. Stai că a dormit doamna mea. Medi, mă auzi? Medi? Am înțeles. Ce-a făcut băiul ăla sau? Nu știu că da. Ah, gata. Ce faci? Hai, hai să ieșim. Ok. Poți să spargi eu geamul că poate să trezești. Nu vreau să urcă vorbitul. Stai cu mine. Lumea se comportă frumos, da? Auda-l pe Alex, mă. El e la lucru acum. Ia uite-l, mă, pe Alex la muncă. Stai că nu mai reușesc să iei din centura asta. Da? Dacă nu te ajut, nu știu, te... Ok. Aici înăuntru. Problema e că eu nu văd mai nimic. Nici sunt prea multe mașini, puteți din mașinile astea. Am înțeles. Și le puteți bate după aia. Ok. Mă, deci fii atent aici. Local cap, Mihai. Am nevoie de naș. Trebuie să sunăm pe naș să mergem primii. Aia e interesant. Păi asta e. Leo! Unde sunt nașii? Bine, bine! În spate trebuie să mergem. În spate, hai! Hai, în spate! Hai! Puuuu! Că nu mai prindem loc. Mamă, câtă lume e pe aici, frate. Deci nu mă așteptam la așa ceva, mă băieți. La cununie să vină atâția. Trebuie să-l sun pe ăsta, pe Houdini. Mamă, am înțeles. Doamna, aveți grijă să nu se strice camera. Camera, bă. Houdini, te-am sunat așa. Ideea e că trebuie să vii aici, lângă altartul. Că ești naș. Nu vin eu lângă altar. Ok, perfect, așa, bun. Altarul. Naș, și trebuie să știe când te simt aici. No, bun, ha. Hai că vin. Mamă, stai okay, okay. Că să nu mă aud la glezne. Ok, ok, ha. Nu le am. Stau și eu lângă sori pe aici, pot? Mă, aduc CD-ul din... cameră, doar că nu prea merge sau... cu aia. Da, 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 da. Invitații mei special, cum se zice. Mai au niște invitați pe aici cu GoPro-uri, cu camere și nu prea merge. Da, da, da. Da, 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 nu e combinație cu muzicii, cu muzicii acum. Muzicii, da, da. Nu. Mă scuzați, pe cine să sun? Poți să fac botezul?
păr. Mamă, uite așa. Mamă. Ia uite-l, mă. Sună. Nu am pus. Mai poți ieși de acolo. Mamă, trebuie să-mi sună aici, stai așa puțin că... Ia uite cum vin toți. Enjoy, vino, da, vino aici. Acum, Ioana, hai și tu după ce după mine. Tu ăștia care sunt principal, trebuie să vină aici, hai. Da, da, acum okay. Vin, acum vin. Ha. Mă, ce mi s-a arătat să lipsește Waro. Da, cum ar sun? Waro, domnul Waro, da, haideți la altar. S-a trezit. Hai că vine acum. Hai, uite. Hai. Bună ziua. Am puține emoții și mi-e greu puțin să mă organizez față de cum gândeam că trebuie să mă organizez. Nu, 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 ok. Ok. Bună. Gata? E bine? Foarte bine. Gata. Să începem, zicem, nu? Să procedem. Pupă, cine mai urlă și chestii, dacă se poate cineva să mă ajute? Eu ar putea să... Ok, ok, da, da, bun. S-ar putea să le luăm bilet de tren. Da, mă, bebe, care nu mai dus. Bună ziua, dragilor. Nu mai dus. Liniște, vă rog. Haideți. Da. Bună ziua, dragii mei. Bună ziua. Stimate domnule David Lingurar, stimată doamnă Madison Valentina Savinova, v-ați prezentat în fața noastră în vederea încheierii căsătoriei. Pentru că această căsătorie să fie legal încheiată, dumneavoastră trebuie să vă manifestați public cu privire la încheierea ei. Așadar și prin urmare, domnule David Lingurar, de bună voie și nesili de nimeni, luați în căsătorie pe doamna Madison Valentina Savinova. Da, de 1000 de ori, de 10.000 de ori, de cât se poate de mai multe ori. Doamna Madison Valentina Savinova, de bună voie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul David Lingurar. Da. Nu prea s-a auzit. Din păcate. Am zis că da. Având în vedere consimțământul dumneavoastră liber exprimat, constatând că au fost îndeplinite condițiile legale cerute la încheierea căsătoriei, vă declar căsătorit. Felicitări! Vă fac cunoscute următoarele prevederi din Constituția României și din Codul Familiei. Statul ocrotește căsătoria și familia. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. Soții hotărăsc de comun acord în tot ce privește căsătoria. Drepturile părintești se exercită numai în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe afecțiunea reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-și acorde unul altuia sprijin moral și material. Pe această cale, vă doresc mult noroc și fericire în viață, casă de piatră, să fie într-un ceas bun și să vă ajute bunul Dumnezeu în tot ceea ce veți face. Casă de piatră! Mulțumim! Casă de piatră! Casă de piatră și copii de ciocolată, băi! Domnule, eu o să vreau să vă invit și la restaurant, dacă doriți, mi-ar face mare plăcere. Casă de piatră n-avea ce din familia Flintstone. E bine! Semnează, bă, frumos, ducat la operația aia. Așa, așa, să avem și dovada foto. Hai, deși rog aici, semnătură din partea ambilor soți. Așa, 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 să avem dovada. Să avem dovada, să nu vă răzgândiți. Corect, corect. Așa, așa, bol. Domn părinte, trebuia să întrebați dacă obiectează cineva. Domn părinte, numai că nu-i părinte. Nu există, nu există. De stare civilă. E mai chiar, e mai chiar, lăsați prost așa. Mamă, băi, n-am ce idee cum e aici. Nu mă așteptam să vină așa mulți. Sunt mulți, prea mulți. Am avut și din greu, ce să mai zic. Cum sunteți sub piciorul la nevastă, știi cum e? Când înainte era vagabond, acum
Sunteți pregătiți de petrecere? Da! O, perfect! Hai să vină și DJ-ul! Mulțumesc la domnul Bebe care ne-a ajutat cu restaurantul său acolo și la domnul Leo. Și la domnul Bine! Și o să mergem către restaurant acum. Sper să ne putem aduna destul de mulți. Nu ne așteptam la așa de mulți invitați și atunci o să stească cumva să... Încercăm să... Da, ne descurcăm, n-ar fi asupra. Adică da, 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 da. Bă, știi cum se întâmplă? Cât de multe ne inviți și câțiva mei refuză, știi? Am și nu... Stăm la masă cu mine. Te așteptai să nu mai vină ăia așa mulți invitați, ă? Îți dai seama, nu? Vezi? Ce-ți dorește aia? Doamne ajută, lasă că e bine. Nu, hai să ne mergem încet. Procedem spre locația acolo. Da, 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 da. Aici, ca să fugă furoi. Hai să vedem cum trecem de acum. Aveți o preferință la muzică, domnul Ingura? Da, da, nu, că sunt momentan. După aia, după aia, de care? Am o de aia frumos. Dar de unde mergem, tată? Mergem la restaurant. O să tot așa. Hai să scot cartușele astea. Scoate. Hai să scot cartușele. Ia, ce că scot. Unde-i John, bebe? Bebe. Mamă, uite, mașini. Mamă. Hai, mere. Care era mașina cu care am venit? Asta, prima. Lângă mine, asta. Asta. Ok, zic eu că asta e dedicație, înțeles? Ok. O să zic așa. Ce zici? Miercuri seara 8 sau ce așa dedicată specială? Nu contează. Hai să stai un pic să pun și o centură. Nu trebuie. De grăbim că mai sunt oameni în curte. Iuli, știi pe unde David? Da, l-a duc eu la mine. Mergem după ei, mi ceai. Domnule Iuli, în mașina albastră merge, nu? Iuli, să pun centura, că domnul Iuli. Aștept. Domnul. No. Haideți la mine, domnul Iuli. Vedeți că a luat vreo 5 de boie, domnul Iuli, că aveți grijă cu el. Acolo stai, nu mai pleci până nu plec eu, zi. Nebunului. Ne așteptăm să elibereze puțin pe aici zona. Mama, dacă vezi ce muzică pe aia. Acum trebuie să merem de la spital aici. Hai, pe sus, da. Haideți. Unde merem? La restaurantul Bebe. Grijă. Ok. Haideți să ne pregătim să ne... Haideți. Am înțeles. Ok. Păi da, sunt de primul. V-am zis așa din spate. Da, David, vezi că ai pus prost GPS-ul. Da? Iar să le fie. Pune-l tu, te rog, sau hai că-l scoate repede. Păi scoate ăla, că nu pot să pun. Gata. Ai pus-o? Ok. Da. Mamă. Nu mă așteptam așa mulți invitați, domnule, dar ce face să arătați acolo la ăștia din spate, domnule Iuli? Îți plac soanele, nu? Da, mă, vezi că nu mă așteptam să fie așa de multă lume la... Am dat drumul direct când am văzut că vine lumea. Am dat drumul direct la asta și am zis că să ne organizăm frumos. M-am gândit după aia că să ne mutăm cu locația cu totul. N-am dat așa din prima. Ce faci, doamna mea, de bucuroasă? Da,
bucuroasă, plină de emoții, îți dai seama. Păi și eu, ne-am zis că mi-aș face să mă zic acolo când am zis că sunt. Și gândește-te că ei sunt jumate din cât ce o să avem. Da. Nu-mi zic seama că poate la nuntă se mai întâmplă chestii, nu? N-o să poată să intre, poate, fiecare, știi? Nu, cât timp au zis pe invitații să pot. Da, 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 da. S-a dus mirele. Bă, stai așa că ceva nu e în regulă. Întoarce-te. Toată coloana face ca șarpele. Da, pentru că mie nu știu cum să zic, dar prea mai... Mi-am hartă să înțeleg. Nici eu. Stai că, așa. Da, după mine o să aștepți un pic, că știi că... Ok, da, 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 stai înșit. Stai înșit că și la mine nu-i doar... Domne... E bine. Am vizitat pe jos. E puțin așa mai... A puțin plecat de roata. Puțin prea mulți. Au, unde-i roata din stânga? Ai, 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 ai. Ia uite câți, băi. Domnule Warof, doamna Madalina, nu a putut să ajungă astăzi? Ce s-a întâmplat? Nu mai cred că pe ăsta, mă. Da, nu prea a putut să ajungă, e okay, cu okay. Dar mie zicea, păi, te arăți pe, e prea mult de lume. Da, 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 da. Așteptam acum... să iese. Intimidat. Nu știu cum să zic, dar și mie mi s-au șters lentilele acum. E bine. Păi, da, mi s-au șters de tot, că nu mă mai pun. A, nu știu, eu... Voi mă vedeți? Ioan, te văd, eu nu am... Luați-mă unul pe sus un pic, că poate după apar și eu. Am 70 de metri pe ochi. Hai, bine. Stai, stai că mai scade, stai, răbdare. Eu am 70 de metri pe ochi, cu totul pe full ultra și pe 4K. 70 de metri pe ochi. Am înțeles. N-am testat să vă găseam. Poartă ochelari. Băi, oare dacă îmi dau ochelari jos, văd mai bine? Nu știu. Da. Ia dă-ți. Dau eu ochelari. Poate că ești bine. Da, ori îl văd dacă ești. Dă-ți. Dă-ți. Dă-ți ochelari jos, stai, stai, stai. Să dau medie jos, stai puțin, stai să vezi, amă. Bateri. Gata. Ia, 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 fii atent. Unde merg? Eram sigur că și doar el în hotel. Da, nu-i problemă, o luăm așa, ne luăm după oameni, nu-i seama pe unde intră. Dă-i n-ai, hai, vreau face, ia-o la stânga, 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 stânga. Hai încet, hai. Așa, așa, dă-i, 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 că mai e mult dimers. Dă-i, dă-i, față, dă-i, dă-i. Dacă nu te-au pe sus. Piatră, s-ar piste ea, s-ar piste piatră. Nu, dacă mă iei pe sus, ar putea să nu mai am probleme cu ochii la... Lovindu-te cu bătaia de baseball după cap. Dai, 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 dai. Vezi că e mașină. Plângeam acolo, dracu. Dai, 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 dai. Stai că am intrat în cineva. Bună ziua, domnul Lingurar, casa de piatră. Mulțumesc, mulțumesc. Stai că nu mai pot să fac nimic. E bine. David. Da, 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 da. Dați-vă puțin. Dați-vă puțin. Îmi zici un pic ce ne pregură să-l lasă un loc? Așa. Perfect. Și cred că și el e la fel, nu-i altul. Da, mi-și am o idee. Ne-am fost pe stradă. Hai, hai, dai, David, dai, înainte, înainte, dai, înainte și tu. Iertați-mă, domnul, nu greșeam. Să trăiți, dreapta, să trăiți, domnul, pe drept. Să trăiți. Uitați, trebuie să o pe doamna. Domnul Lingurar face... Bine, m-am găsit, rămas nimerit. Da. Stați, domnule, că mă băgați... E obosită soția și merg atunci cu ea. E forță, David, e forță. E forță. La revedere. Haideți aici jos, aici bună jos, bună ziua. Haideți jos. Ne dați ceva de băut aici sau? Da, sigur. Bine. David. Da. Nu vă nimic. Nu, jos. Știu. Lasă, n-are nimic. Nimic. Fii atent ce faci, dacă nu, dacă nu, îți dai un de ăla. Nu. Mă retrag puțin. Auzi, dă-mă parolă. Așa. Lingurare. Da. Lingurare. Casă de piatră. Da. Vezi, bă, că pică orașul pe noi, mă, aici este bugâit tare loc aceasta. Lingurare. Da. Vezi că eu într-un minut o să dispar, dar trebuie să mă trași tu înapoi, ok? Ok, bun. Pentru că ajung la... Trimiți mesaj, îmi trimiți mesaj.
Uite-te, uite-te la mine, să vă cum se vede, suntem prea mulți aici. Deja okay. a căzut toate... Păi îți dai seama că căzut. Hai să schimbăm un lingura, că lingura nu avem loc. Așa. Eu n-am nimic, eu văd doar ce. Eu văd totul pe asta. Eu n-am nicio treabă. Și eu, și la mine ok momentan. Eu n-am. Haideți, toată lumea, toată lumea. Dar eu nu vă mesele. Dar vezi care fusta scurtă. Păi poză, așa, bravo, bravo. Eu aici mă lași din brațe. Da, stai așa, două secunde. Păi poză, băi. Toată lumea să iau un ochi. M-a auziți, domnule? Au, stați așa că am probleme. O casă de piatră. Mulțumim, mulțumim. Dar de ce aici? Trage și pioana. Dinșeală. Zi-mă ăla lei. 27181. 27181. 27181. Așa. David, dar lasă-mă și unde rău. Păi ai luat-o în brăzi și pe ea. A furat soacră și... Una într-una. Stai așa. Deci nu a, se mai trage care. Așa. Mă. Apăsa scuze, dă scuze. N-am ce. Deși tu la fel. Eu nu văd nimic de mașinile astea, nu se pot șterge mașinile astea. Zici așa. Bate-mă, bate-mă. Da, David. Da, știu, gata. Tot nici acum. De mașini bun. Aici. Uite-te și tu, și pe partea aia sunt mașini. Știu, ar trebui să. Ce să zic, de am doar față. La mine se învârte între 28-30. Am înțeles. Deci, nu știu ce se învârte la mine. Nu știu ce să fac, mă, unde aș putea să o mutăm. La plajă oare să la plajă? Dar și scena aia, nu știu câtă capacitate. Nu, că nu mai e scena, nu mai e scena, e dusă. Nu mai este. Nu, s-o scos. Ok. Vezi că are gumă pe picior. Nu mă pot uita în parte, că sunt prea multe mașini, adică mă... Bună ziua, domnule Bebe. Avem o mică problemă. Se plânge foarte multă lume că nu prea se văd acolo prin interior și a trebuit să schimbăm locația. Multă lume ce să mergem pe plajă, dar nu știu exact care e cum. Păi mergem e dacă e. S-ar putea să fie pentru că suntem și mulți acolo și da, nu toată lumea da, da, așa buni. Exact. Nu știu, eu am ieșit schimbăm, afară și domnul. Schimbăm. Așa trebuie, poți să ne anunțăm hai între noi. Hai că o să vorbesc eu doar, spune okay, okay. Unde vrei să mergi. Pe plajă, acolo, la 610, cred că e cel mai ok. 610, ok, da. Ne mergem acolo atunci. Ok. No, bun. Doamne, a ieșit, vine imediat. O luat. Ce faceți, domnilor? Bine, sănătoși? Nu prea, că nu, că se face pe la 610, că nu rezistă. Da, păi da, mă, n-ai cum, nicio șansă. Poți zice că uită în ochii tăi și caut la bine. Păi da, mă, ideea e că am vorbit, aveam ospătarea care ne serveau la masă, era frumos, păi, înțelegi? Păi bine, mă, asta făceai cu 5-10 oameni, nu cu 200. Care e sufletul tău? Nu. Deci aici eu nu, eu, uite, eu nici nu pot să ridic. Puteți să ne anunțăm între noi așa încet să ne ducem la 610, să ne întoarcem înapoi la mașină. Iau pe Ian, pe Anușca. Nu, hai să ne anunțăm între noi. Păi hai să bun. Nu te văd, nu știu de unde vorbești, dar nu te văd. Okay. Eu te văd, e ok. Nu. Din ei la 200 să luăm o mașină. Nu. Hai să ne strângem așa încet. Da, că e prea. Nu facem nimic aici, mergem la 610. Mergem la 610. Și mi-arăt ieșirea pindă. Ok. Hai. Mamă, vrea să ne punem într-o poziție de aia, să dansăm toți. Fai de viața mea. N-aveți idee cât vreau să fac. Cum să mă îmbrățe? Eu fac ceva. Dacă vreți să mă îmbrățe. Sunt în fața ta. Fix în fața ta. Bă, care mă n-ai mai barbă. Bă. Stai așa. Bună ziua, domnul! Bă, v-ați găsit parteneră? Nu. O, am crezut că v-ai găsit parteneră. Așa și-a vină, doamnă. O, bună. Bună. E foarte frumos. Mulțumesc. La fel și dumneavoastră. Mulțumesc. Hai că ne vedem acolo. Ok. Da. Eu pe a mea vreau să-mi sun, să văd când intră. Da, mă, băieți, ideea e că e super mare, multă lume și trebuie să ne organizăm. Vii cu mine, Iuli, numai să ne organizăm puțin, ok? A, uite-o în față, gata, David, am găsit-o. Hai sus. Stai că am găsit-o, uite aici, hai. Păi știu că e acolo, hai sus. Hai, ok.
Mă luăm după aia, hai să... Bun, hai și... Hai okay. Sus, Iuli. Are gumă pe picior, hai sus. Stai un pic, stai un pic. Stai un pic că nu găsesc, stai, hai. Păi nu-i vorba că nu găsesc, dar... Și nu mai pot să fac el acum. Păi nu, dar domnul ăla pe aia trebuia ajutat. Păi de-aia ți-am și dat ca să-ți revii, hai. Perfect. Stai un pic. Hai. Mama, dar urât am... Păi și multe lume aici, s-a urcat? Hai că s-a urcat. Pune-și centura, că nu vreau să-i pierd. Aștept, aștept, nu-i vorba de asta. Am înțeles că s-a luat scena. Hai că merge la 6-10. Nu e probleme, e mai multe lume. Hai. N-am cu de unde să iau, că am lumină. Nu mi-apare aia, lasă, mergem încet dacă e. Ce vrei, bă, că n-am pe unde să iau. Era 610. Uite-l pe... Sta. Dar iau încet, că n-am centura. Merg încet noi. Da, e problema că n-am putut să o mai pun. Nu mai mi-apare aia. Păi da, trebuie să merg încet, că azi văd că se încarcă și vouă, asta e ideea. Ție, nu? Da, mă, spistați, zi. Te ajut eu mai târziu, ok? Alo? Alo, unde, unde mergeți acum? La 610, s-ar putea să merg pe iaht. Așa hai, am auzit. Acum. Ok, ha. Nu, tu unde ești, ești la 610? Mai merg acum, merg acum. A, hai că... No, bun. Mă duc și eu acolo, tot. Ok. Salut. E iure că nu căpem... La câți invitații avem? Nu sunt poți să te sun și... Zici că pe iaht s-ar încărca zona aia, mă, de acolo. Da, da, că suntem bun. Mai bine. Ok. Hai că pune niște bărci aici. Ok, vezi că deja începe. Bă, ideea e că o să am nevoie. Anunță și tu, da, te rog, da. Pe ăsta că s-ar putea să fie puțin și okay. Dezastru, știi ce zic? Ok, ok, ok. No, ok. Măi, ideea e fermător, că da, e destul de multe mea. Că încă sunt. A, e bine. Nu. No. N-am mai, e o fost, e... M-am avut emoții, ești nebun, chiar nu mă așteptam să vină așa multă lume. A, am cerut și staff că unde o să fie nevoie. Pe iahtul să mergem toți. Ok, vă duc acolo pe... Da. No. No, dragul, pe oară, plouă toată lumea aici. Păi da. Nu are nimica. Mamă, dar merge oribil. Vreți să o luăm pe asta? Stai că există acolo niște schijeturi, stai. Stai că acum apar, da. Stai că m-am dat jos din mașină, cred, nu? Nu, nu, ți duc la schige, stai. Ok. Dar nu, bine, nu, stai, sunt puțin retrași, nu trebuie acum. Hai să vorbim cu puțin okay. Cu invitații. Okay. Au! Stai liniștit. Stai liniștit, că merg pe jos, îmi place să merg pe jos. Da, bă, hai că merg așa ușor după tine. Ok. Măi, pe mine de țin după mine, nu, tu stai aici, arăbă aici. Nu, nu, tu stai aici. Să nu mă murdăresc pe... Poate pică și ăla ca e... Nu, lasă că mă dau jos, lasă. Mamă, de când nu mi-ai fost așa de mult să mă bată tata? Păi asta zi. Stai așa. Uite-le. Ia să văd dacă îmi răspunde domnul Tănase. Să-mi încerc să-mi sun și oameni care știu că nu prea i-am văzut. Mamă, zăpăceală, frate, nu mă așteptam să vină așa multă lume și puțină zăpăceală de cam, înțelegeți? Sunt destul de mult și eu dacă mă activez acum blipsurile ca să înțelegeți care-i treaba, e nebuneală. Deci orașul ăsta nu mi-a fost așa plin de... Să trăiască lumea! Zic, bă, nu mai văd scena, ce drag... Nu, 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 nu. O să... Andrei, o să ne plasăm pe iaht. Și a uitat, a uitat să ia? Da, 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 să pregătesc oamenii. Imediat o să mai iei cu bărcile. Hai că poate nu se vede. Eu a zis, băieți, mergem pe insulă. Da, gata, mergem pe insulă, de la iac pe insulă. Lingurare. Nu, 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 pe iac. 29 de piese. Da, mă, nu, să folosesc foarte multe. Acolo 2-3. Băi, unde mergem, pe insulă sau pe iac? Iaht.
Am înțeles. M-a sunat domnul Varu, știu că e ok. Unii s-au dus, pe ea, da, să știi că... Hai, ne vedem. Leo, mă auzi? Aoleu. Eu aș vrea să pierd. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bine, uite și noi pe aici. Da, schimbirea mea și să mai comunic invitații. Nimic, mă, Lingurare. Ai văzut ceva? Ce? Am furat-o pe domnul Șoara. Da, bine că n-am văzut. Ah, ok, n-a știut. Și doamna Medie, puțin cu probleme. Ideea e că o să mergem pe iaht. Acum se vorbește cu domnii să ne vină cu import de bărci, chestii, înțelegi? Noi nevoie de import, uite aici import. Bă, le dai și pălăria jos. Bă, auzi, da. Ce import, bă, eu ce pădrețe. Am chemar la tine să faci cadou ceva. Depinde, vezi că și pe de-aia. Să dispară prietenul ei. Care prietenul ei? El? Nu știu care. Nu știu care e el. Dar nu vrea să spună, vezi că e cam tăcut. Okay. Da, 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 da. Hai, nu, cum vă cheamă, doamnă? Alexandre Ibrahim. A zis că e prietena cea mai bună cu tine. Alexandre? Și cu italianul. Ah, Alexandre, gata, am înțeles. Doamna de la spital. Doamna medic. Dar nu, ideea e că eu mai vă confund acum în ultima perioadă din cauza că suntem prea mulți și mai se schimbă așa fețele. Ai, nu, ai, avem de asta, schimbare de fețe, mă înțelegeți? Așa se merge, și schimbarea. Am înțeles. Da. Pe mai cunoșteam, nu mai cunoșteam pe italianul, nu mai cunoșteam. Cunoști pe prietenul, nu? Da, da, da. Auzi, da, pe ei mai cunoști? E greu magie de la Maturia, dacă vorbești, să vrea dragi okay. În tine. Hai să mergem, hai să mergem, când începe petrecerea și stăm aici. Gata, gata, mergem. David, ți-a furat. Bună, hai. Mamă, ce are să... Madi, m-am dus să mai vorbesc așa cu invitații, că să nu se simtă. Păi, dar ne ducem pe ea. Da, 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 da. Nu prea ai combinație, David, fii act acolo, că nu... Ce? Bă! Lasă-mă șuță. Nu poți să scriu. Tu vei realizezi că am umplut tot iahtul ăla, nu? Voi realizezi că o să pici pe jos, nu? Nu știu, vedem. Pe ce râzi de acum? Trebuie să facem cumva, David, la nuntă, să avem o locație largă, gen cum e da. Sau ceva să aibă loc. Nu acum știu, și mulți de la curcubii, știi? Da. Asta e ideea, că altfel nu era așa. Păi altfel aveam, nu știu, 50 de invitați cu totul. Păi asta zic. Dar lasă, că eu nu mă supăr, gen. Crefiei super ochi, dar în rest... Păi, de ideea că se bucure și ei, mă, de ce să nu s-ar bucura, știi? Păi, până la urmă... De ce o mai faci? Deci și oamenii mei. Da. David, trebuie să vorbim cu Warov. Așa. Să facă terenul de golf cu decorul ăla sau cu Leo. Ok, o să trească, da, e... Nu să fie loc, pentru că dacă... Faaa, și nu vreau să știu ce să fie și la Warov, la nuntă, că și acolo să fie multă lume. Da, și nu pot să vin, nu ai mai ciudă. Nu mai vezi actul? Titanic! Păi Titanic, 2, 3, 4, cât este? Mamă, dar mai avem și noi schiște? Mai sunt, nu e problemă. Ai, 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 ai. Na, ta, te întâmplă că ne încercăm... chestii noi. Chestii noi, pe unde e? E prima oară când... Ia uita-l pe ăsta, mă, și-a găsit el schijet. Au. El vrea pe ăsta roșu. Împinge în apă. Hai cu mine, doamna Medie. Păi vin. Încă nu hai pot că să conducă niște. Nu, eu conduc eu. Vezi că e unul mai în apă dacă e. Stai așa, să-l împinge pe ăsta. Nu, hai sus. Merge, hai. Hai. Mă lasă din apă, hai, dă-i. Trebuie să-mi pun ceva, nu? Nu. Dar știi care e problema? Eu nu ce? Văd iahtul. Deci jumate din oameni eu nu-i văd. Ok. Mai poți să te descurci italianul să mai... Vezi că mai e un dăsta pe aici. Mai e un iar. Acum îl vezi? Încep să-i văd. Mama, dar îi văd că e cald, nu văd clădirea. Oprește-ți, poți să oprești dacă vrei alea, că o să-ți facă ăla și chestiile alea, să știi. Mai bine e să le-am să văd pe unde sunt okay. Oamenii. Bun. Vezi că trebuie să sari, hai că te trag eu sus. Stai, nu sări? Lasă că te trag eu. Unde? Aia zic. Puteți să vă duceți sus, să vorbiți acolo, că poate nu mai... Medi, dați-vă puțin mai încolo. Stai că mă trag. Gata. Aoleu, doamne, ce faci? Haideți, domnul Lingurar, luați de aici o bere, o...
Luăm imediat punta. Nu mai poate să meargă cu schi și topa. Hai să mergem sus. Vezi? Mulțumesc. Doamna Cătălina, ori la 10, o bere. Frate. Mulțumesc. Bă, dar ce ai făcut, mă, că iarăși este... Mamă, ce-i acolo? Cam acesta a fost episodul. Nu uitați acolo să mă ajutați și pe mine cu un buton de like, un subscribe, un share pe Insta. Și, da, chiar mi-a plăcut. A fost un episod super fain, super caterincă. Chiar m-am distrat și... Sper să ajung episodul ăsta undeva la 10.000 de vizualizare acolo cu ajutorul vostru, dar doar voi mă puteți ajuta și atunci trebuie să dați și voi share de la puternic frumos acolo. V-am pupat încă o dată pe toți, eu am fost Lingurar sau Davidescu, pa, 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 pa.